Salutare, youtuberi! Azi un mic unboxing, din cât se vede nu e așa de mic, e un pic mai mare. De-abia primit, prin fancurier, e un dedurizator de la Keman, plătit de mine, nu le fac reclamă, poate antireclamă în cazul în care nu va funcționa cum mi-au promis. Mi-au promis că o să fie bine împachetat. Momentan văd că partea asta e pusă sus, în loc să fie pusă jos, în fine, unde despre ce e vorba. Prețul lui a fost cu transportul gratuit. Garanție 2 ani, e modelul TKS25, deci cu 25 de litri de rășină cardiomică. Garanție 2 ani. Fără condiționarea montării de către o persoană autorizată, dar cu condiționarea montării filtrului furnizat gratuit sau altui filtru în amontele lui. Eu că e momentan relativ bine facetat. Așa. Am dat o cutie. Probabil acesta e filtrul. Da? Vă dau o cutie care scrie filtrul. Deci în pachetul achiziționat de mine este un filtru, un tester. Am înțeles că am și cartușul filtrant, da? Furtune de evacuare. Probabil că testerul. Vedem ce scrie. Da. Așa. Așa, generice, nu e nu știu ce firmă. Tester pentru apă, ca să știți cum îl reglați. Design din USA, da. Dar unde e făcut? E altceva? Așa. Văd că mai este încă o cutie mai măricică. Probabil e valva. Da. Valva de tratament. Și bypass-ul. Promis. Care e de data asta inclus în preț. N-am mai trebuit să-l achiziționez undeva la 180-190 de lei. Mine m-a consiliat o doamnă sau domnișoară, Andreea, care avea un rating foarte bun, de neîntâlnit pe Google, adică 5 stele din 5. Ăsta e bypass-ul tehnic, da? În cazul în care vreți să decuplați dedurizatorul de la apă pentru service, ăsta vă scutește de multă muncă și robineți. E de 3 sfert. Așa, și să vedem mai departe ce e în cutie. Bun, e tras într-o folie. Văd că momentan lăsăm folia pe el. Grijă, când îl despachetați, să nu vă trageți vreo pentură la dedurizator sau vouă. Care undeva la 30 de kilograme. Eu a trebuit să-l ridic din sediul fan curier Sighișoara și a trebuit să mă duc cu ajutor. E greu. Facem o încadrare,
puțin, stai. Să fac un tur și vă explic despre ce și cum. Bun, așa arată după ce l-am despachetat. Aia e de mărimea unei mașini de spălat micuțe. N-am să-l bag în priză acum, fiindcă nu e conectat la apă, nu știu ce. Asta va fi loc și locația lui. Înăuntru e tancul pentru rășină, puțul de saramură, se vor goli vreo 2-3 saci aici, de sare. Meniu am înțeles că e în limba română, nu că ar conta, dar pentru restul. Oricum o să mai urmeze un video cu montajul și punerea în funcțiune, deci după montaj, ca să nu plictisesc pe nimeni, și punerea în funcțiune, eventual câteva păreri, cum funcționează, dar asta în episodul următor. Până atunci, nu uitați să dați un share și un like și dacă aveți întrebări, postați-le în secțiunea comentarii. Toate cele bune!